rezida în evocarea unor drepturi pe care sper eu deja, poate anticipez, am reușit să le cuprindem în bugetul anului 2013 pentru membrii noștri de sindicat, ca și facilități în continuare a celor care au existat. Și vorbesc aici de acordarea tichetelor de masă. Am reușit să avem o întâlnire în cursul săptămânii trecute cu domnul ministru și sumele necesare acordării tichetelor de masă pentru salariații din unitățile sanitare publice. Și altă chestiune care, dacă nu mai aveți întrebări, vor fi cuprinse. Vă rog. Deci, practic, membrii noștri de sindicat au în continuare garanția că în 2013 vor fi primit tichetele de masă. Același lucru și pentru serviciul de ambulanță care se va transfera pe Ministerul Sănătății și vor beneficia de același regim. Altă chestiune pe care am reușit să o inserăm de asemenea în bugetul Ministerului Muncii de data asta sunt biletele de odihnă așteptament pentru anul 2013. Cunoașteți că aceste bilete au mai fost acordate, biletele cu subvenție prin Ministerul Muncii în anii precedenți, mai puțin în ultimii 2 ani. Am reușit, sigur, prin intervenții la momentul respectiv și a domnului ministru delegat, dar și discuțiile ulterioare cu Ministerul Muncii, să inserăm în bugetul Ministerului Muncii pentru 2013 sumele necesare pentru acestor subvenții și a biletelor de odihnă. Așa că noi ne vom strădui și în continuare să negociem în favoarea membrilor de sindicat cu tot ce înseamnă drepturi salariale. O chestiune care ne preocupă. Dacă o luăm pe partea de drepturi salariale, sunt anumite strigări care nu sunt la zi cu tichetele de masă, de exemplu, pentru că salariile au fost acordate și se acordă integral. Avem restanțe, în schimb, la tichetele de masă, la câteva unități. Spitalul Târgu Lăpuș, Spitalul Cabinet, Spitalul Ișeu, Borșa, sunt doar câteva din, mă rog, nu le-am enumerat pe toate din unitățile sanitare care au în acest moment restanțe la tichetele de masă și restanțe de ordine mai multă bună. Însă, faptă bună sau, aș spune, o veste bună care ar trebui să vină ca o gură de oxigen pentru acești manageri este faptul că în bugetul anului 2013 a fost cuprins o suplimentare de circa 3,5 miliarde de lei față de 2012, sumă care va merge exclusiv în plata arieratelor create de către spitale. Odată însănătoșiți din punct de vedere financiar, le va fi mai ușor după luna martie 2013 să aducă la zi drepturile salariale restante. Care sunt spitalele cu cele mai mari? Cam toate au datorii. Mai puțin spitalele din Baia Mare. Deci nu au datorii în acest moment spitalul județean, spitalul de infecțioase care, prin excelență, merge foarte bine, dar de ce? Celelalte spitale din județ cam au. Pentru că în noiembrie s-a stins o tură de datorii pentru Ișeu, Siget și mai puțin s-au încălzit ușor. Partea la UFA, care nu înțeleg foarte multă sindicală decât criticând activitatea altora, vreau să arăt că dacă ne ducem ușa la partea la UFA, o găsim închisă și așa se găsește în fiecare zi. Nu există niciun program de lucru afișat și nici nu-și fac treaba aici. Sute de oameni vin săptămânal și bat la ușa noastră pentru că asta o găsesc deschisă și ne întreabă când ar putea să vină la colegul nostru, domnul Consul. Ar fi bine dacă s-ar înțelege că noi nu facem treaba cu profesionalism și dacă și colegii noștri ne înțelege să facă așa, n-am avea motive de dispută. Noi niciodată n-am criticat activitatea, dar observația pertinentă pe care vreau să o fac și dacă doriți, să-și facă activitatea în sediu și nu prin căciune.